Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru taur în anul 2021. În acest an îți vei găsi filonul de aur, care va afecta diferite zone din viața ta. Poți fi în sfârșit recunoscută la locul de muncă și este posibilă o creștere a salariului. În 2021 vei urmări decisiv rezultatele proiectelor no și cele lansate anterior ca programe pe termen lung, vei avea ocazia să urci scara carierei sau să-ți schimbi locul de muncă pentru ceva mai interesant și foarte plătit, în același timp, în paralel, va trebui să rezolvi problemele familiei, trecerea pe scara carierei va fi o cale dificilă pentru tine iar pasul spre finalizare îți poate aduce o ascensiune pe podium. Acțiunile decisive bazate pe propria opinie te vor ajuta să combini totul cu succes. În multe feluri, succesul va fi asigurat de o perspectivă mai accentuată. Vei învăța să faci mai bine distinția între oamenii care au cu adevărată nevoie de ajutor de cei obișnuiți să se răsfețe la căldură cu mâinile odihnite vei putea privi problemele cu detașare și răcoare, fără sentimentalitatea ta obișnuită și dorința de a răspunde imediat la apel. Nu toată lumea, dar multe dintre voi veți putea stăpâni practica refuzului moale și, prin urmare, își vor elibera mâinile pentru a face lucruri cu adevărat importante. Doar dacă intri într-o viață independentă, îți vei căuta propria cale și un obiectiv cu care va trebui să întorci lumea anul 2021 al taurului de metal în zodiacul chinezesc, îți este dat pentru a-ți stabili propriul sine, rebeliunea, respingerea autorităților. Dacă reușești să trăiești cu propria minte în această perioadă, și mai ales dacă ești la începutul vieții, vei obține aproape sigur un prim succes major în viață. De fapt, această tendință se aplică tuturor taurilor. Pentru tine vine timpul egoismului rațional, când cei din jurul tău vor vedea cât de bine îi poți ajuta, mulți vor dori să te susțină pe calea alasă, așa că poți contacta în siguranță autoritățile oficiale cu planurile și propunerile tale. Un lucru rău este că va exista întotdeauna lipsa de timp, va trebui să faci eforturi considerabile pentru a distinge chestiunile urgente de cele care își pot aștepta rândul lor. Cu toate acestea, aceste lucruri nu va adăuga decât determinare și responsabilitate în caracterul tău, întrucât tocmai aceste calități sunt cele mai apreciate de lideri cu gulere albe, te vei putea ridica semnificativ în listele erarhiei sociale, adică poți trece la o altă clasă, de exemplu, de la categoria săracilor la clasa de mijloc, etc. Dacă ai deja o poziție înaltă, în 2021, taurul de metal îți va aduce noroc și aventură. O victorie majoră te așteaptă dacă reușești să obții armonia între afacerile tale și viața de familie. Ambele vor fi la fel de importante în această etapă. Cel mai mare pericol în 2021 pentru tine va fi graba cu deciziile. Începutul schimbărilor pozitive și împlinirea dorințelor te pot aduce la amățări cu succes. Vei dori mai multe decât poate da soarta în această etapă, este important să te reții și să faci doar acțiuni bine luate în considerare. Documentația privind de drepturile de autor, care probabil va deveni relevantă în 2021, ar trebui amânată până la sfârșitul anului. Munca, opera științifică, invenția tehnică, opera literară, trebuie să stea dormită. În acest caz, pot fi evitate greșelile, furtul de proprietate intelectuală și, în general, orice surprize. Dragostea pentru Taur în anul 2021 La începutul anului 2021, poți conta pe sprijin și pe un anumit noroc în a lua măsuri în ceea ce privește eforturile tale sentimentale. În niciun caz nu ezit, dacă în ianuarie sau februarie 2021, deci să ți mărturisești iubirea cu persoana pe care o iubești din toată inima, tot ceea ce privește exprimarea sentimentelor, discursurile romantice blânde și crearea din dragoste reușesc. Ți se vor da toate cu ușurință în această perioadă. Acum aproape sigur nu te poți teme de respingere, chiar dacă decizi să îți oferi mâna și inima regelui tău. Perioada de a fi favorizată în dragoste este prescrisă nu numai tinerelor îndrăgostite. Potrivit astrelor, începutul anului 2021, când sunt înghețuri amare în afara ferestrei, vor fi strecurate petale de trandafir pentru tine, chiar în ciuda deceniilor de a trăi împreună într-o căsătorie legală. Este adevărat, în această regulă ar trebui făcută o mică digresiune. Norocul însoțește toate planurile taurilor ta în acest an. Poate că de data aceasta, dacă este cazul, vei fi capabilă să găsești cuvinte potrivite, dacă ești hotărâtă să te desparți în sfârșit de o persoană cu care, după părerea ta, nu ai viitor. Primele semne de instabilitate în domeniul relațiilor de dragoste strânse vor apărea chiar la începutul primăverii 2021. Pe astrograma ta natală, sunt indicații clare privind posibilitatea certurilor și a altor situații dizarmonice atunci când ambii partenerii nu înțeleg motivul celuilalt. Aparent, ambițiile și ambiguitatea intențiilor tale, în perioada de primăvară-vară 2021, nu îți vor permite să împarți înțelegerea reciprocă partenerilor. Într-o măsură sau alta, toate relațiile tale de dragoste pot fi otrăvite de viața de zi cu zi precum și de problemele care afectează sferele financiare comune. Doar cu venirea verii, situația din această zonă va începe să se schimbe, transformând radical norii în curcubeu, corectând greșelile comise în perioada precedentă. Oricum ar fi, în iulie 2021, vei simți din nou puterea de a începe o nouă romanță, o nouă iubire, o viață nouă pot spune că nu vor fi probleme pentru tine în câștigarea simpatiei sexului opus. În același timp, relația dintre partenerii care trăiesc în Uniune pe termen lung va avea tendința de a stabiliza situația, ceea ce, cu toate acestea, nu înseamnă inferioritate, ci din potrivă, va fi o relație energică reciproc avantajoasă cu o persoană apropiată inimii tale. Perioada august-septembrie 2021 este foarte favorabilă pentru acele cupluri care decid să-și oficializeze formal relația cu un partener, ca o alegere de timp pentru evenimente speciale. Mai pot adăuga că în horoscopul anului 2021 există semne că unitauri în timpul toamnei vor fi implicați în diverse tipuri de practici spirituale și de autodezvoltare prin activități oculte chiar dacă nu are legătura cu persoana ta personal, evenimente de acest fel pot avea loc în spatele scenei, persoana iubită sau copiii tăi pot fi participanți la ele. Sfârșitul anului 2021 în sfera intereselor tale de dragoste va fi de această dată și mai favorabilă decât perioadele precedente. Există posibilitatea să fie atât de absorbită în evenimentele din sfera romantică, încât nu vei mai acorda suficient atenție problemelor profesionale și de altă natură. În această perioadă, te poți aștepta la un eveniment care se te supună, ceea ce probabil te va bate la cursul tău obișnuit și poate chiar să devine un punct de cotitură pentru o direcție întreagă în destinul tău. Cariera și banii pentru taur în anul 2021, anul taurului de metal conform Zodiacului chinezesc, este anul tău acum îți va fi posibil să muți munții. Pentru tine, cariera și împlinirea socială sunt prin plan. Acum ești la fel de norocoasă ca întotdeauna. Prin urmare, amintindu-ți că averea îți zâmbește acum, mergi cu îndrăzneală înainte. Iar optimismul și împuternicirea te vor ține ocupată. Se pot realiza multe. Circumstanțele se vor dezvolta în cel mai de succes mod, dar ar trebui să fii activă și tu. În acest 2021, cariera ta va fi favorizată de planete, șefii tăi îți vor fi generoși și tu îți vei obține autoritate în domeniul tău, șansele sunt bune pentru o promoție, în acest moment munca poate fi asociată cu străini, țări străine, călătorii, cooperarea cu companii străine va fi benefică pentru tine. Evenimentele de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii iulie și de la mijlocul lunii noiembrie până la sfârșitul lui decembrie vor fi foarte speciale. În acest moment, cele mai incredibile vise care se raportează la realizările tale sociale și profesionale pot deveni realitate. Norocul crește, dar dualitatea și ambiguitatea nu sunt excluse aici. De asemenea, merită să fii atentă să nu rămâi agățat în nori asigură-te că nu te îndrepti spre dorință, dacă de fapt nu ai suficiente resurse pentru acest moment, deși ți se va părea că marea este adâncă doar până la genunchi. Prudența și sobrietatea nu ar trebui să te lase, indiferentă de norocul tău, deoarece există un pericol să vezi greșit perspectivele tale, mergi într-o direcție greșită și percepi situația într-un mod distorsionat. De asemenea, ai grijă de oamenii care nu sunt în întregime cinstiți la locul de muncă, dar, în general, este de așteptată numai de bine în aceste perioade. La începutul anului și în august-septembrie 2021, la serviciu vei fi prinsă de evenimente neprevăzute, complet neașteptate. Este probabil o confruntare între metode tradiționale și inovatoare de activitate progresivă, probleme cu funcționarii. Ar trebui să fii atentă și reținută, pentru a nu fi surprinsă ulterior de schimbările drastice. De la 30 octombrie 2021, așteaptă-te la o responsabilitate personală sporită și responsabilități sporite la locul de muncă. Aceste lucruri necesită disciplină, prudență și muncă grea. Între jumătatea lunii octombrie și mijlocul lunii noiembrie nu va fi ușor. Responsabilitățile tale zilnice pot suferi modificări semnificative, toate putând fi stresante și dureroase. Șansele de complicații în relațiile cu colegii sunt mari. Poți fi implicat în procese de grup, conflicte în care puțin depinde de tine personal. Cu toate acestea, anul acesta pentru tine poate fi un an de dezamăgire de la prieteni. Este posibil să revizuiești unele dintre proiectele tale pentru viitor. Acesta nu este cel mai bun moment pentru a ajuta prietenii. Financiar, anul este în general bun, o promoție îți va crește și venitul, dar este important să nu cedezi la iluzii și să nu caști cura pentru momeala escrocilor. În perioada 12 iulie 26 august, fii atentă mai ales la tranzacțiile tale financiare, este mai bine să cheltui cât mai puțini bani în acest moment. Viața de familie pentru Taur în anul 2021. Opinia altcuiva nu va înceta să te deranjeze. Vei putea să te abstractizezi și să trăiești în armonie cu tine însăți. Dacă ești născut în prima decadă a semnului Taur, respectiv între 21 aprilie și 1 mai, poți experimenta disconfort în relațiile de familie iarna și primăvara de vreme. Nu renunța la provocări. Netezește situațiile acute nu suporta certurile. Dacă locuiești împreună cu părinții tăi, păstrează-ți cumpătul. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului Taur, respectiv între 2 și 11 mai, în prima jumătate a anului, vei fi foarte ocupată, poți pune familia în cuica pe o haină, este posibil să fii nevoită să te ocupi de documente privind o moștenire. Cu toate acestea, nu-ți pierde banii la cumpărături? vei avea totuși nevoie de ei. Toamna, vei reveni acasă, atmosfera în familie va fi foarte confortabilă. Răsfațăți copiii, susțineți părinții. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului Taur, respectiv între 12 și 21 aprilie, ai grijă de relațiile calde din familie, nu i dezamăgi pe cei dragi, într-o perioadă dificilă, un spate puternic nu este în niciun caz o frază banală. Relațiile vor fi consolidate prin plimbările și interesele comune, conversațiile de la inimă la inimă. Invitați părinții și prietenii în vizită, probabil sfaturile lor te vor ajuta să găsești o cale de a ieși dintr-o situație dificilă. Nu împrumuta și nu dacă împrumut bani, ai răbdare, mai aproape de toamnă, viața se va îmbunătăți de la sine. Sănătatea pentru Taur în anul 2021 Încă de la începutul anului Taurului de metal, așa cum este interpretat în conformitate cu zodiacul chinezesc, poți avea surprize neplăcute cu sănătatea. O serie întreagă de indicații și aspecte pe astrograma ta natală pentru această perioadă indică posibilitatea intoxicațiilor asociate cu hrana și tulburări ale sistemului digestiv, cât și a bolilor infecțioase ca măsură preventivă și pentru a reduce impactul negativ al posibilelor consecințe, nu ți este recomandat să mănânci alimente care nu sunt testate, alimente care nu au fost supuse unui tratament termic și să bei apă brută de la chiuvetă. Încearcă, de asemenea, să duci o viață alimentară fără delicatese și alte excese, mai ales în perioada primelor două săptămâni ale începutului de an. Cu alte cuvinte, cu cât mâncarea este mai simplă și mai banală, cu atât mai bine. Merită să adăugă că o abordare atât de simplă, pragmatică a vieții, se corelează foarte corect cu natura viitorului 2021 din horoscopul chinez. Odată cu sosirea primăverii, Poziția astrelor în sectorul horoscopului responsabil pentru sănătatea ta fizică se va schimba la una favorabilă rezolvării problemelor care îți provoacă de multă timp inconveniente. Boli de natură organică și mentală pot fi clasificate ca astfel de dificultăți. De exemplu, la mijlocul primăverii 2021, poți programa o operație sau poți urma un curs de tratament terapeutic pe o problemă de lungă durată. Perioada cu cea mai bună sănătate va fi în mai 2021, dar ecourile iernii abia trecute nu vor dispăra de la sine. Astfel, dacă nu ai luat măsuri preventive serioase, chiar și în această perioadă favorabilă sănătății tale, pot suferi în continuare de diferite tulburări ale tractului digestiv. În orice caz, indiferent de succesul tău, Începutul verii este perioada în care ar trebui să apelezi la o dietă cu conținut scăzut de calorii, așa ca o răzbunare. Reține cu atenție acest lucru, inclusiv să încerci să duci un stil de viață mai activ, altfel nu vei putea rezista la următorul tratament sezonier. Când a fost pentru ultima dată când ai fost la medic, când ai făcut ultimul examen ambulatoriu? încearcă să-ți amintești cât timp a trecut de când te-ai vaccinat ultima dată împotriva teganosului banal. În majoritatea cazurilor, răspunsul taurilor va fi puțin liniștitor, dar în perioada cea mai caldă a verii și a primei luni de toamnă, semnul tău zodiacal va avea șanse mari de a contracta boli infecțioase. Nu ignora nici cea mai comună zgârietură, deoarece te poate ucide. Dacă ești dintre cele care trăiesc o viață sexuală activă, ar trebui să ai grijă de partenerii fideli, și mai ales de cei de care nu ești sigură, nu uita că multe boli incurabile sunt transmise prin contact sexual, desigur, nu trebuie să te închizi de lume și să devii un ascet, dar o parte a autocontrolului și a sănătății în comportamentul tău ar trebui să fie întotdeauna prezentă. Ultimele luni ale anului 2021 nu pledează bine pentru tine, stelele indică o deteriorare a stării de bine, mai ales din noiembrie 2021, creșterea activității te va face să te simți 100% epuizată, din cauza efortului crescut sunt posibile tulburări ușoare de somn în acest moment, care pot fi eliminate datorită băilor calde și autocontrolului. Încearcă să mănânci mâncare excepțional ușoară după ora 18 sau sări cu totul peste masa de seară. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii, dacă ești taur, dar în zodiacul chinezesc ești șobolan, ești de fapt un energizant și un vagabond prin natură, dar 2021 va trezi calități ascunse în tine, atașamentul față de casă și dorința de a-ți asuma riscuri, pe de-o parte este bine, vei avea căldură și stabilitate în familie. Pe de altă parte, riști să pierzi o mulțime de propuneri de afaceri extrem de interesante și să sperii zeița fortuna cu o pasivitate neobișnuită. Prin urmare, ochii spre coroană, nasul către vânt și înainte pentru pradă. Dacă ești taur și în zodiacul chinezesc ești taur, ceea ce îți va rămâne în anul următor sunt banii. Dar, desigur, nu doar așa, ci în urma eforturilor depuse, stelele îți recomandă să nu renunți la proiectele noi propuse de bucătarul astral, iar dacă există dorință, atunci începe propria afacere, portofelul tău îți va mulțumi pentru acest lucru, dar ceea ce nu se poate face este să te implici în jocuri de noroc, riști să pierzi tot ce ai agonisit, dacă ești taur dar în Zodiacul chinezesc ești tigru. Anul furtunos 2020 te-a obosit atât de mult încât, în 2021, vei muta cu bucurie o parte din lucrare către alții și vei delega o parte din responsabilitate. În principiu, taurul de metal nu este împotriva vacanței tale, situația financiară promite să fie stabilă, dar în acest caz, va trebui să uiți să mergi înainte, prin urmare, alege fie relaxare fără perspective speciale, fie tratează-le împreună și alargă la un premiu gustos. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești epure, taurul de metal nu te va lăsa să te plictisești, pregătește-te pentru ture de lucru, noi prieteni și întâlniri de afaceri și un grad ridicat de romantism, viața din când în când va cere de la tine o privire proaspătă și căutare de soluții non-standard promițând pentru fiecare problemă rezolvată un bonus foarte necesar pentru tine, un pas în sus pe scara carierei, o mie sau două în plus în portofel și chiar o întâlnire cu o persoană care îți va aduce fericirea pe tavă. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești dragon, tot ce ai nevoie este doar iubire. Taurul de metal se grăbește să te întâlnească. Vei înțelege cât de corect este el de la începutul anului? când îți dai seama că persoana iubită de lângă tine este cea mai mare valoare a ta, ceva pentru care nu este păcat să muncești din greu și să cheltuiești bani. Dacă ești singură vei porni în căutarea jumătății, iar dacă ești căsătorită vei avea o nouă lună de miere și poate o reîncărcare în familie. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești șarpe. Acesta este momentul ideal când poți finaliza cu ușurință și în mod natural sarcinile și proiectele inițiate anterior, chiar și cele care ți s-au părut ca o greutate moartă. Poți să primești o carieră solidă și o recompensă financiară pentru acest lucru. Și taurul de metal îți recomandă să îți zmerești mândria și să faci pace cu oamenii cu care te-ai certat sau de care te-ai despărțit în 2020. Relația renuită va deveni și mai puternică. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești cal. Pentru a apuca zaița fortuna de mână, trebuie doar să faci ceea ce bești și să știi cum să nu stai într-un colț, ci să fii chiar în epicentrul evenimentelor. Comunică, oferă-ți ajutorul în implementarea diferitelor proiecte, nu refuza ofertele. Aceste lucruri îți va consolida poziția în domeniul profesional și chiar te va înconjura de fani, printre care poate fi jumătatea ta. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești oaie, ai deja un personaj destul de redutabil, dar în acest an al taurului de metal, el poate deveni chiar prea egoist și chiar incontrolabil. Pentru a nu de pădura atât în planul de muncă, cât și în plan personal. Taurul de metal îți recomandă să-ți amintești întotdeauna, vreau are exact aceleași drepturi ca dorința altora, așa că încearcă să cauți și să găsești compromisuri, în special cu cei care îți sunt cu adevărat dragi. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești mai muță. Principalul tău dezavantaj din 2021 este încetinala, din cauza acesteia. Un loc de muncă profitabil poate fi literalmente smuls din mâinile tale, iar persoana pentru care ai oftat-o noaptea poate fi dusă pe culoar de alta, iar propriul tău vis să fie realizat și însușite de altcineva. Pentru a-ți învinge slăbiciunea, comunică mai mult cu oamenii obișnuiți să ia decizii cu viteza fulgerului și să acționeze rapid. Dacă ești taur, dar în Zodiacul chinezesc ești cocoș, vreau să trăiesc frumos. În 2021 te vei gândi și vei începe să realizezi această idee, vei fi atrasă de cumpărături, poți să începi reparații sau construcții, vei merge într-o croazieră pe mare, în principiu, nu este rău dacă dorești să trăiești frumos, dar atașează și dorința de a munci din greu pentru asta și câștigă. Dar pentru a intra în împrumuturi de dragul lui vreau să trăiesc frumos, taurul de metal nu recomandă cu tărie, nu va fi ușor să rambursezi un împrumut. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești câine, ai un vis de afaceri? Dacă da, suflecăți imediat mânecile și abordează activ punerea lui în aplicare, acest lucru se poate încheia cu un salt pe scaunul unui șef foarte mare, în înfrângerea concurenților și profituri de invidiat. Dacă nu există vis, acesta trebuie gândit de urgență și clar formulat un an atât de unic pentru realizarea afacerilor și a profesionistului nu se va repeta în curând. Dacă ești taur dar în zodiacul chinezesc ești mistreț, taurul de metal îți promite noroc în afaceri și succes pe fața dragostei, dar, de asemenea, prezicea mețeli cu succes, în urma cărora poți eșua pe țărm, poți începe să faci cumpărături care nu pot fi permise. Poți să faci promisiuni care nu pot fi îndeplinite, poți să intri în afaceri pe care nu le poți duce pe umeri, încerci să ridici ceva prea greu, nu este de mirare că urmează un eșec. Pentru a preveni acest lucru, cântărește-ți cuvintele și puterea, consultă-te cu prietenii. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!